În ultimele 7 zile, cele mai multe solicitări pentru asistența medicală de urgență au venit de la bolnavii cu infecții respiratorii. În total, săptămâna trecută, ambulanța a deservit 16.870 de locuitori ai țării aflați în dificultate. Potrivit datelor prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, din numărul total de solicitări, 5.214 le-au reprezentat urgențele respiratorii, în aproximativ 1.300 de cazuri fiind vorba despre copii. Urgențele cardiovasculare au constituit 2.878 de solicitări, printre care 49 de infarcte miocardice, urmate de urgențele neurologice, 1.973 de cazuri. Totodată, 1.121 de persoane cu diverse traumatisme au beneficiat de primul ajutor medical la etapa de prespital. În perioada 20-26 septembrie, echipele de asistență medicală de urgență au fost solicitate și în cazul a 54 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 59 de persoane, printre care 6 copii. La serviciul de urgență au mai apelat 174 de persoane cu maladii infecțioase, 43 cu intoxicații, printre care 15 cu medicamente și 7 cu alcool. Potrivit datelor oficiale, 35% din numărul total de persoane care au solicitat ambulanța și au beneficiat de asistență medicală urgentă prespitalicească au fost ulterior internați pentru a continua tratamentul în condiții de staționar.